Au fost clipe de groază în această după-amiază într-un sat din Mehedinți, după ce un focar lăsat nesupravegheat s-a extins cu repeziciune și a amenințat să transforme totul în scrum. O casă a ars din temelii, 4 mașini și 3 anexe gospodărești au fost transformate în cenușă în mai puțin de o oră. Focul a pornit din câmp. O localnică a incendiat vegetația uscată, iar flăcările s-au întins cu repeziciune spre sat. O pală de fân a busuit acolo. Acolo, de acolo început. Aia, zic, nu-i nimica. Să stânge, luai niște găleți, da, dacă nu porni. Nu mai putui, strigai de acolo la oameni, la ai mei nu fură pe acasă. Te-au ars o casă întreagă până ajunseră pompierii. Câte case sunt distruse acum? Afectația asta, definitiv, la asta, ne țânurăm, arsără clăi, arsără pomi, arsără vii. Tot? Tot! Eu când am venit încoa, deja ardea casa asta. N-am fost jos acolo. Mai sunt și altele în pericol? Asta era. Și sunt în pericol acolo sus, dacă câmpul arde și acum, în partea aia. Pompierii cu greu au reușit să ajungă în satul Schitul de Sus. Cea mai mare problemă cu care s-au confruntat militarii a fost lipsa apei. Intervenția este una foarte dificilă datorită faptului că în zonă nu există surse de alimentare cu apă, terenul este foarte accidentat. Am trebuit să intervenim în unele locuri cu sacii stingători și cu automizoarele pentru lichidarea incendiului la vegetație uscată. Mai bine de 5 ore s-au luptat militarii mehedințeni pentru a stinge focul care s-a întins pe 5 hectare.